Caz șocant la un lăcaș de culte din România, un preot din Maramureș ar fi agresat o ucraineancă la mănăstirea la care era stareți. Potrivit Jemara Mureș, polițiștii din Sighetul Marmației au fost sesizați duminică prin plângere de către o femeie de 22 de ani din Ucraina. Aceasta acuză faptul că în perioada 13-15 martie 2022, în timp ce era cazată la o mănăstire din localitatea Petrova, ar fi fost agresată sexual de un bărbat de 55 de ani care este preot. Polițiștii fac cercetări sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Vișeu de sus pentru stabil a stării de fapt și a împrejurărilor producerii evenimentului. Preotul a negat toate acuzațiile aduse, iar surse din rândul anchetatorilor afirmă că povestea e cusută cu oață albă. Starețul mănăstirii Izvorul Tămăduirii din Maramureș nu este la primul scandal. În 2020, acesta era acuzat că ținea căpriori în captivitate. Atunci, polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul infracțiunii de deținere ilegală de animale sălbatice luate din Natura.